Clubul Sportiv Școlar Zalău organizează mâine în sala de sport a Liceului Sportiv Avram Iancu din municipiul Zalău meciurile din cadrul fazei zonale a Campionatului Național de Hambal Feminin, rezervat categoriei de vârstă Junioare 4. Clubul sportiv școlar Zalău a fost ales pentru a organiza în acest an meciurile din cadrul fazei zonale a campionatului național de handbal fete, categoria junioare 4. La startul competiției de la Zalău se vor alinia șase echipe din patru județe. Maramureșul aliniază la etapa zonală un număr de trei echipe, CSS 2 Baia Mare, Genius, Sighetul Marmației și HCM Baia Mare, în timp ce Clujul, Satu Mare și Sălajul vor fi reprezentate de câte o singură echipă. Potrivit organizatorilor, cele șase echipe au fost repartizate în două grupe. În prima grupă se vor duela CSS Viitorul Cluj, Genius Sighetul Marmației și CSS 2 Baia Mare, în timp ce în cea de-a doua grupă se vor întâlni CSS Zalău, HCM Baia Mare și Atletic Satu Mare. Startul primei partide a turneului zonal de la Zalău se va da la ora 12.30 de minute, când este programat duelul dintre Genius Sighetul Marmației și CSS 2 Baia Mare, iar la ora 13.10 va intra în competiție și echipa clubului organizator, CSS Zalău, care va întâlni în jocul de debut pe Atletic Satu Mare. Celelalte patru partide din faza grupelor se vor disputa după următorul program. Ora 13 și 50 de minute, CSS Viitorul Cluj, Geniu Fighetul Marmației. Ora 14 și 30 de minute, HCM Baia Mare, Athletic Satu Mare. Ora 15 și 10 minute, CSS 2 Baia Mare, CSS Viitorul Cluj. Ora 15 și 50 de minute, CSS Zalău, HCM Baia Mare. Odată cu un cheie, a partidelor din faza grupelor, turneul va continua cu jocurile pentru stabilirea ierarhiei finale. La ora 16.30 de minute, echipele clasate pe locul 3 în fiecare grupă se vor duela pentru stabilirea echipelor de pe locurile 5-6. La ora 17.10 minute se va disputa partida dintre echipele clasate pe locul 2 în grupă pentru stabilirea echipelor de pe locurile 3-4, în timp ce echipele câștigătoare din cele două grupe se vor duela de la ora 17 și 40 de minute pentru stabilirea echipei învingătoare.